Salutare frumoșilor, Cristian Chifoi mă numesc, sunt antreprenor în România, unul micuț. Am dezvoltat două concepte de la zero, Bubble Waffles, Take 5 Coffee, puteți să le găsiți pe Instagram să vedeți despre ce e vorba. Și am început să fac educație financiară alături de voi pe YouTube, de foarte puțin timp, timp în care am câștigat cam peste 6.000 de dolari și pentru că sunt pasionat de domeniul ăsta al business-urilor și al finanțelor, am observat că de când a venit pandemia, practic singurul loc unde lucrurile au rămas oarecum la fel sau chiar au crescut a fost bursa. Așa că am decis, bineînțeles, și după multe comentarii în care am primit hate și lumea spunea că nu prea știu despre ce vorbesc, ok, am început să-mi fac research și să văd cu ce se mănâncă bursa și în ce aș putea să investesc și eu de început ca să creez niște linii de venit suplimentare pe termen lung. Așa că topicul de azi este strict despre research-ul pe care l-am făcut înainte să mă arunc și eu în gura leului. Și până la sfârșitul acestui clip o să înțelegeți exact cum am gândit eu practic intrarea asta la bursă pentru începători. Dar este strict opinia mea și nu sunt expert și nu pot să vă dau vouă sfaturi, vă zic exact cum am gândit eu și cum o să încep eu personal la bursă. Prima și prima dată am început să mă documentez despre un domeniu care pe mine mă pasionează foarte, foarte mult. Este același sfat pe care l-aș fi dat celor care vor să intre într-un business. Te pasionează ceva, îți place domeniul respectiv, atunci da, trebuie să te bagi acolo. Acest domeniu este domeniul tehnologiei și ale energiei de care au nevoie oamenii. Și o să mă refer strict la mașini electrice în primul și în primul rând. Și mai încolo o să degenereze discuția, o să vedeți în ce. Știai că în anii 1900 existau mai multe mașini electrice pe piață decât mașini pe benzină sau motorină? Exact. 28% din 4192 de mașini produse erau mașini electrice. Problema este că, costul de producție al mașinilor electrice era mai scump decât cel al mașinilor pe combustie. 1750 de dolari versus 650 de dolari pe mașina cu benzină. Deci prin 1935 mașinile electrice erau aproape inexistente. De-a lungul anilor au mai fost, bineînțeles, încercări, dar care nu au prins la public. Însă prima încercare mai reușită un pic a fost Toyota Prius. Cred că ai auzit de ea. În 2006 Tesla a anunțat lansarea Roadsterului, care avea o autonomie de peste 400 de kilometri, doar că te costa peste 100.000 de dolari ca să poți să achiziționezi unul. Și abia în 2011 au reușit să-l livreze pe primul. Este ca și cum ai ține o mână așa, una așa, te-ai uitat la butonul de like și ai începe să mergi. Și uite așa, până în 2011 a ajuns primul like la clip. Din 2010 Nissan a lansat modelul Leaf, care atingea peste 150 de km autonomie și costa undeva pe la 30.000 de dolari. Tesla a venit, bineînțeles, cu un răspuns mai econom, și anume Model 3-ul, care era undeva la 35.000 de dolari și atingea peste 400 de kilometri în autonomie. Deci, practic, de când au luat amploare mașinile electrice pe piața mondială, vedem niște diferențe destul de clare. Cu cât este mai autonomă mașina, cu atât costă mai mult, pentru că sunt costuri mai mari de producție, este logic. Și dacă ne uităm pe ce bani a făcut Tesla din 2008 până în ziua de azi, o să vedem că, pe grafic, în fiecare an, revenue-ul a crescut, adică încasările pe mașini. Și a crescut exponențial. Nu avem un grafic de la așa, avem un grafic așa. Ce înseamnă toate astea? Înseamnă că oamenii au început să creadă, bineînțeles, mult mai mult în mașini electrice. Costurile de producție au scăzut foarte mult versus anii 1900, când costurile de producție erau mai ieftine pentru modelele pe combustibil fosil și combustibilul fosil era extras mult mai ieftin. Bateriile de litiu-ion care au apărut în ziua de azi și au fost inovate din ce în ce mai mult, mai ales de cei de la Tesla, furând, bineînțeles, tehnologia asta de la telefoane, ceea ce în 1900 nu se putea face. Și deci până în prezent este clar în ce direcție merge umanitatea și ar trebui cu toții să fim îndreptați acolo, mai ales că avem tehnologia de așa nivel încât o să ne ducă mult mai repede unde este evoluția, practic, evoluția umană. Așa că hai să vorbim puțin despre unde se îndreaptă civilizația noastră. Pe scara lui Kardashev sunt definite trei tipuri de civilizații. Civilizația de tipul 1 va putea colecta și folosi toată energia de la steaua sa, adică soarele. Va putea folosi toată energia de pe planeta pe care se află, iar capacitatea energetică ar fi de 100.000 de ori mai mare față de ce se întâmplă fix în prezent. Inclusiv va putea controla fenomenele naturii, seisme, uragane, erupții vulcanice. Ca să putem să captăm toată energia soarelui care lovește în momentul ăsta Pământul, ar trebui să acoperim toată suprafața Pământului cu structuri care captează energia solară. Însă, bineînțeles, tehnologia nu ne permite în momentul ăsta să facem asta. Sau dacă civilizația ar putea construi niște sateliți în spațiu, bazați pe tehnologia de captare a energiei solare, atunci am fi mult mai aproape de tipul 1 de civilizație. În momentul de față suntem undeva la nivelul 0,7 și se preconizează ca în următorii 100-200 de ani să ajungem o civilizație de tipul 1. Tipul 2 de civilizație ar putea să recolteze toată energia solară, dar mult mai simplu față de tipul 1. Cea mai probabilă metodă ar fi sfera Dyson, care ar îngloba practic soarele și ar trimite toată energia pe Pământ unde ar putea fi recoltată și folosită. Nicio altă forță din univers nu ar putea amenința cu dispariția o civilizație de tipul 2.
De exemplu, dacă un asteroid ar viza Pământul, cu energia pe care noi am învățat să o folosim și să o stocăm, am putea să pulverizăm asteroidul ca și cum nu ar fi existat niciodată. Sau poate pur și simplu am muta orbita Pământului din traiectoria asteroidului. Sau dacă am vrea, am putea să interpunem practic Jupiter, care este mult mai mare decât Pământul, pe traiectoria asteroidului ca să ne protejeze de impact. Așa, pur și simplu. Iar tipul 3 de civilizație ar fi practic niște roboți care dau like automat la acest clip. Glumesc, ar fi niște călători intergalactici care practic știu tot ce înseamnă energia interspațială și a galaxiilor. Specia noastră ar putea evolua într-o formă pe jumătate umană și pe jumătate mașinărie foarte complexă. De exemplu, inteligența artificială. Civilizația de tipuri 3 ar putea crea foarte ușor armate de roboți care să fie trimiși să colonizeze alte planete și să recolteze energiile altor stele foarte, foarte ușor. Tehnologia de care ar ajunge să dispună le-ar permite să deschidă găuri de vierme și să creeze motoare cu putere superluminică. Dacă nu ai văzut filmul Interstellar, care este filmul meu preferat, SF, îți recomand să te uiți și acolo până la sfârșit o să vezi exact că explică cam aceleași lucruri. Dar să ne întoarcem un pic la început. Ca noi să ajungem o civilizație de tipul 1, noi trebuie să avem un scop comun la nivel planetar. Trebuie să devenim o civilizație planetară, cu o limbă cunoscută de toată lumea și folosită, o monedă de schimb folosită și cunoscută de toată lumea și, bineînțeles, un scop comun. Dacă ne uităm la viziunea lui Elon Musk, observăm că din ce în ce mai multă lume începe să migreze spre viziunea asta lui și deja se conturează un sens comun la nivel planetar pentru toată lumea. Dar mai este, bineînțeles, de lucru, trebuie să comunicăm și să lucrăm toți împreună la acest scop comun. De la valută la blockchain și criptomonede, de la mai multe limbi naționale la o limbă internațională comună, cum ar fi engleza, ETC. Și să ne întoarcem un pic la început și să continuăm cu problema economică cu care am început acest clip, bineînțeles. M-am uitat foarte mult la Tesla și la compania lui Elon Musk și am citit foarte multe lucruri despre viața lui Elon Musk ca să înțeleg mai bine ce se întâmplă în spatele muncii și unde vrea să ajungă omul ăsta și ce face ca să ajungă acolo. Tesla în momentul ăsta este în bear market, adică este într-un oarecare declin. Versus ianuarie, când era undeva la 880 de dolari pe acțiune, acum a ajuns și se menține pe la 600 plus dolari. Și din ce am mai citit, în bear market, bineînțeles cu un proiect foarte bun în spate, este posibil să aibă o creștere cât de curând acțiunile la Tesla. Nu sunt expert în bursă și nici nu voi da sfaturi despre bursă, în ce ar trebui să investești, uite, puneți bani acolo sau acolo. Nu, vorbesc strict din punctul meu de vedere. Și faptul că, din punct de vedere și al business-ului, trebuie să ne uităm întotdeauna în spatele business-ului ca să vedem ce se întâmplă, ca să ne dăm seama dacă are sens să investim acolo. Este orice alt business pe lumea asta. Așa fac și eu la mine în business. Și orice afacere pe lumea asta trebuie construită pe termen lung. Dacă nu, este clar că o să aibă un declin la un moment dat și o să pice de tot. Așa că cea mai interesantă companie de la bursă pentru mine în momentul ăsta este Tesla. Pentru mine, da? Repet, pentru mine. Și m-ar mai fi interesat și SpaceX, care a reușit să scadă costurile călătorilor în spațiu și pe orbită, pe orbita planetară, cu peste 90%, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Însă SpaceX momentan nu este listată la bursă pentru că Elon Musk are alte planuri și și-a dat seama că pe termen scurt ar afecta compania și nu se potrivește cu, bineînțeles, cu listarea la bursă, nu se potrivește cu planurile lui de viitor mărețe. Așa că de ce Elon Musk și de ce companiile lui? Pentru că din documentația pe care eu mi-am făcut-o personal, mi-am dat seama că scopul lui este să ajungă cât mai repede la o civilizație de tipul 1, care ar ajuta, bineînțeles, omenirea să trăiască mult mai verde și să aibă mult mai multe posibilități și să nu mai ducă lipsă de nimic pe planeta asta niciodată. Iar, în primul rând, tehnologia este viitorul. Asta consider eu, însă nu toate companiile vor fi de viitor. La fel cum nici canalul ăsta nu va fi de viitor dacă nu iei butonul de like și îl muști de nas, pur și simplu. Așa că văzând și ce spune cel mai prolific investitor al tuturor timpurilor, din ce se zice, Warren Buffett, care spune să nu investești pe termen scurt pentru că nimeni nu poate să prezică ce se va întâmpla pe termen scurt, am decis ca prima mea investiție la bursă va fi de 1000 de dolari sau 1000 de euro, nu știu încă, în acțiuni Tesla. Și concomitent voi veni cu încă 1000 de dolari sau de euro și voi investi într-un portofoliu în companii care plătesc dividende. Coca-Cola, Apple, McDonald's. Sunt sigur că poate mulți dintre voi deja faceți chestia asta, așa că motivul clipului nu este să mă laud sau să zic mamă ce chestii șmechere o să fac, este din contră să vă întreb și pe voi în ce ați investit dacă ați avea 1000 de euro sau de dolari, în ce ați diversificat portofoliul ăsta, în ce ați mai investit și a dat roade, în ce credeți că ați putea să investiți și ar da roade pe termen lung. Pentru că după ce încep, voi continua să fac clipuri inclusiv despre bursă, ca să vă arăt și vouă care sunt rezultatele mele și să învățăm împreună. Rolul canalului nu este să vă spună ce să faceți, ci să învățăm, bineînțeles, împreună, să ne punem finanțele la punct și să învățăm în ce să investim pe termen lung ca să facem bani. Deci dacă vreți să discutăm despre iubire, îmi pare rău, nu ați venit pe canalul care trebuie. Dacă vreți să dați un love acolo jos, n-aveți buton de love, ok, puteți să dați buton de like. Și toate informațiile pe care le obțin din investițiile mele le voi posta aici cu voi ca să aveți și voi niște informații bune sau de ce să vă feriți dacă vreți să investiți în ceva. Deci nu uitați să puneți o mână așa, una așa, să vă uitați la butonul de like
Și pentru cine vrea să se educe mai mult, aveți de la mine un voucher de 20 de lei la mine pe site pe notoriu.com și puteți să vă luați de bani ăștia ce e-book vreți sau să luați mai multe pachete, aveți și niște e-book-uri gratis. Sunt diverse, însă toate se bazează pe educație financiară și cum să ne punem finanțele în ordine. Sunt scrise din experiență, nu o experiență foarte, foarte vastă. Vă aștept și la mine pe Instagram, puteți să mă urmăriți și acolo. Dacă vreți, mai am clipuri scurte și interesante, zic eu, sunt foarte narcisist, asta este. Așa că pe data viitoare, frumoșilor, v-am pupat!